Teatrul Municipal din Târgoviște a găzduit un frumos eveniment ce a cuprins diverse expoziții de pictură. Tematica tablourilor vizează anotimpul de toamnă, acestea fiind pictate în diferite momente ale sezonului. Cum am ales tablourile pentru astăzi, o să băgați de seamă că e o mare nepotrivire. Expoziția trebuia să aibă loc cam cu o lună în urmă. Așa am gândit-o noi. Nu s-a putut. Au fost destule motive, piedici pe care le-am depășit și acum suntem aici. Și de aceea, la vremea aceea, alesesem pentru tematica toamnă. Să fie toamnă. Vedeți, toamnă și mai predomină. Dar asta nu a fost, nu e un impediment neapărat, că nu mai suntem în toamnă. A năvălit iarna peste, nu ies la vremea ei, avem și ceva cu iarna. Altfel, ce să vă spun eu despre pictura mea, dacă nu-i prea pretențios termen, pictura mea, ceea ce fac eu în pictură este rezultatul unor încercări, unor chinuri, unor frământări. Totodată, vernisajul a reprezentat o atracție atât pentru tineri cât și pentru cei în vârstă. Aceștia fiind dornici să afle secretele artei pitorești, dar și să cunoască principalele surse de inspirație ale pictorilor prezenți la această expoziție. La început am spus peisajul, pentru că este cel mai la îndemână. Aveți un loc anume sau? Nu am un loc anume. Prin natura lucrurilor fiind de baștină, să zic așa, de la Răzvad, și Răzvadul nu duce lipsă de locuri frumoase, acolo pictez mai mult, dar dacă am văzut undeva aiurea, pe unde călătoresc, îmi place să călătoresc mult, dacă am văzut un peisaj frumos, ori atunci mă opresc și-l fac, ori mă întorc și-l fac. Este suficient să-mi spună ceva, să mă cheme.